Rusia câștigă teren în Ucraina. Ultima mișcare a Kremlinului aduce vești proaste. Armata lui Vladimir Putin a înregistrat un mic avans în regiunea Harkov, informează Ministerul Britanic al Apărării. Cu toate astea se arată într-un raport al instituției, obiectivul principal lui Rusiei este altul. Oficialii ruși au declarat că forțele lor luptă pentru eliberarea completă a Danbasului, care se referă, în sens larg, la regiunile estice ucrainene Donetsk și Lugansk, unde separatiștii susținuți de Rusia dețineau un teritoriu semnificativ înainte de invazie. Rusia a făcut progrese lente, dar semnificative în est, iar acum controlează peste 90% din regiunea Lugansk. Forțele rusești încearcă să preia controlul total al Severodonetsk. Acestea ocupă în prezent toate zonele rezidențiale ale orașului, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, ISW, iar luptele sunt concentrate în jurul zonei industriale azot. Obiectiv principal al Rusiei. Cucerirea orașului este unul dintre obiectivele cheie ale Rusiei, deoarece ar însemna că ar controla aproape toată regiunea Lugansk. Potrivit Ministerului Britanic al Apărării, mod, linia de front centrală a Rusiei în Danbas, lungă de 90 km, se află la vest de râul Siversky Donets. Ministerul Apărării din Marea Britanie consideră că, pentru a avea succes în ofensiva din Danbas, forțele rusești trebuie fie să finalizeze acțiuni de flancare ambițioase, fie să efectueze traversări de asalt ale râiurilor. Cu toate acestea, forțele rusești au aruncat în aer podurile care leagă Sverodonetsk de Lisichansk, tăind liniile de comunicații terestre ucrainene, dar complicând și mai mult propriile eforturi de a traversa râul Siversky Donets. Forțele rusești s-au deplasat la nord de Popasna, iar ruta cheie de aprovizionare de la Bakhmut la Lisichansk este bombardată de artileria rusă. În cazul în care Rusia ar fi ales această rută, Lisiceansca ar fi rămas cu un singur drum de aprovizionare prin Siversk, în timp ce Liman și Rubizn se află acum în totalitate sub control rusesc, notează BBC.